Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Aici fermierul vostru preferat. Mă duc până la magazinul de materiale de construcții să iau niște sârmă zincată. Am pe aici prosimea, o să folosesc aceeași pentru că sunt mulțumit, stați o secundă. Din asta am nevoie undeva la 5 rânduri, ori 10-50, o să luăm undeva la 60-70 de metri să mai rămână să am. Mai bine să am mai multă decât mai puțină. Și după aia mergem în solarul mic și ne apucăm să punem sârmele ca lumea, să scăpăm de improvizația pe care am făcut-o acum ceva timp. Și cam toată ziua, cam tot video o să fie despre îngrijirea plantelor, a solarului. Trebuie să-l punem la punct și pe acela pentru că deja încep plantele să crească destul de mult și trebuie legate. Bun, am venit la locul faptei. Prima și prima oară am luat sârma. Prima și prima oară trebuie să mă apuc să dau asta jos cu cât mai multă atenție ca să nu ating plantele de pe jos. Să-i dau drumul, un pic de emoții între ghilimele spus că nu vreau să le rup. Bun, am reușit să scot improvizația aceasta. Și acum trebuie să mă apuc să o pun pe cealaltă cu foarte, foarte mare grijă să nu agăț nimic. Cred că de acolo de afară o să o dau prima oară pe acolo. Vine aici, o să fie mai complicat. Și după o să meargă pe fiecare arcadă și în mod normal n-ar trebui să atingă plantele. Să vedem. Era mult mai ușor dacă eram două persoane, dar sunt singur și mă adaptez și dau drumul și singur. Trebuie să iasă și singur, asta e, n-avem ce să facem. Am pus prima sârmă abia, durează mai mult decât mă așteptam. Ideea e că e destul de bine întinsă, i-am pus și acolo ca să nu mai plece stânga-dreapta, pentru că rândul ăsta în mare parte, dacă vă uitați, vine cam fix unde asta, acolo. Și acum o să continui cu celelalte rânduri. Încep cu ăsta aici, după aia mă duc la mijloc să tai alea, că n-au de ce să mai stai acolo. Să vedem dacă va trebui pe viitor asta, o să-mi dau seama după ce, cred că după anul ăsta, nu știu dacă are o să-mi fac acum chestia asta, va trebui să trag de la mijlocul acestor bare, să trag o sârmă și să leg sus la astea, deci aia de bara asta, bara asta, de asta, că s-ar putea să trag în jos destul de mult, vedeți? Dar vedem anul ăsta cum reacționează în cazul ce de te o trage deja. Să scăna mai, să fie un pic mai așa. În caz că trage foarte tare bara în jos, o să pun anul ăsta. Văd cum fac, mă bag prin interior și încet și o rezolv anul ăsta. Gata, îi dau drumul la următoarea sârmă, că deja e foarte cald. Am intrat și a doua sârmă, la fel i-am pus aici ca să nu poată să mai plece stânga-dreapta, să fie pe linie. Nu-mi dau seama încă dacă e chiar pe linie. E pe linie, din ce văd eu, stați așa. Poate de aici un pic plec înspre dreapta, dar o să mai ghidez eu după aia. Ideea e că mi se pare că o să lase destul de tare barele astea în jos. V-am zis, nu țin, sunt flambează, flexează, nu știu cum vreau să zic. Și cred că o să le bag fix aici, pe mijloc de aici, să plece, să se prindă sus de aia. Ca să nu le dea voie să, de la greutate să mi le dea mult în jos. Nu știu dacă le va rupe, dar oricum o să facă o burtă destul de mare. Mai am încă 3 de pus. Mă duc să beau apă că mi-e foarte sete. Deja a devenit căldura. În fine, aici e bine și e mai bine că e plasa de umbrire. Dar tot e cald. Și după aia vin să pun următoarele 3. O să încep cu astea de pe laterale. Ca să, când trag după aia de aici sârma, pentru cele două din dreapta, să nu mă lovesc de cea de mijloc. Și după aia cea de mijloc automat va veni pe linie dreaptă de acolo, de la sul. Va veni pe linie dreaptă. După ce termin să pun sârmele, rămâne să leg toate roșiile, să le copilesc. Și eu v-am spus că vlogul de azi o să fie doar pe treaba asta. Uitați-le cum stau pe jos catufele. Știu că n-ar trebui să râd, dar dacă mă urmăriți de mai multe vloguri încoa, v-ați dat seama mulți dintre voi că nu am avut timp să mă ocup de el. Am avut drumuri, am avut alte proiecte, am avut solarul mare. Și n-am avut timp să mă ocup de acesta. Plus că, sincer să vă spun o chestie, nu mă așteptam să crească atât de repede. Au avut toate condițiile, au avut apă, au avut umbră de la plasa de umbrie, au avut tot ce le-a trebuit.
aer, cambele laterale sunt deschise și apă și tot și automat au explodat. Plus că o să vă arăt imediat, deja am roșișerii la unele plante. Stați, întorc să vă arăt. Roșișerii cam mari și formează deja și pe următorul și pe următorul. Deci trebuie neapărat să le leg astăzi, indiferent până la ce oră stau. Astăzi n-am comenzi, n-am nimic care să mă grăbească, asta e bureană. Da, zic eu. Da, e bureană. Bun, și dăm drumul în continuare. Mă să beau un pic de apă, să iau pauză 5 minute, să mă mai răcoresc și mă întorc. Am pus pe astea două, știți deja, le-am pus și pe alea două, pe astea de mijloc o să mai las. Vreau să mă apuc să leg plantele și să nu cumva să mă încurce asta de mijloc. Nu știu dacă ar trebui să mă încurce, dar ca să evit orice posibilă șansă, le leg pe astea și după aia o să trag și ultima sârmă și o să leg și pe rând din mijloc. Am terminat primul rând. Vinele o să fie mult mai frumoase. La vreo 3-4 zile o să mai facem un update, pentru că stând pe pământ, ele, vedeți, se chinuie să se ducă în sus, înspre lumină, și au fost un pic chinuite, recunosc. Au apă, sunt copilite, sunt legate. Am avut pierdere aici și atât? A, nu, și una aici. De la vântul de ieri le-a rupt, dar automat dacă n-au avut ce să le țină. S-au culcat, erau și așa destul de grele, că vedeți că ele oricum s-au plecat. Mă duc că tot bag o omletă de aia de 42 de prepeliță și după aia revin. Și cam asta o să fac toată ziua până îl dau la gata. O să mai am, pentru că nu, trebuie să fiu foarte fin nuț cu plantele, că sunt cam sensibile, că sunt încă mici. Unele dintre ele, de exemplu, au fost un pic afectate la tulpină, la unde au contact cu pământul, din cauza vântului, și trebuie să fiu foarte, foarte atent ca să nu rup tulpina. Dar am terminat unul, mai avem patru, mă duc să mănânc și dăm drumul în continuare. Să am poftă. Gata, am mâncat. Mă uitam că intrase o vorbiță în solarul ăsta mic și nu am putut să mai iasă, dar a ieșit. Am mâncat și acum dăm drumul în continuare. Nu aș vrea să plec astăzi până nu leg toate rândurile. Deci o să mai am de stat, e deja 2-3 cred, și să-i dau bice că nu se leagă singure. Bun, am terminat două rânduri. Stați așa să vedeți. Arată mult mai bine, o să curăț și astea care au rămas pe jos. Din câte văd, va trebui să mut toată sfoara asta un pic spre stânga. Stați așa să vedeți, un pic înclinată spre dreapta, aici sus, o să mut spre stânga. Ideea e că o să-i dăm viteză și aici acum. Vreau să leg toate firele azi și să știu că poate să plece și plantele astea liniștite, că deja avem rod și săracele sunt chinuite. Gata, am pus la punct solarul ăsta. Eu zic că arată mult mai bine. În fine, arată cum trebuia să arate de ceva timp. Am avut câteva pierderi și acolo din greșeală s-a rupt. În fine, a durat foarte mult. Normal, le dai mult mai repede când sunt mai mici, peață, așa, dar fiind mare, trebuie să am cât mai mare grijă și să fac de încet trebuie ca să nu le rup. Au fost câteva pierderi, nu e ca... Opa, una nelegată. O să o leg acum. De-aia mai trec pe aici de obicei ca să mai și verific. În rest, sunt pline de flori, de... Trebuie să intre pe producție și aici. Dar săracile au fost un pic chinuite. Dar o să-și revin acum, 100%, le-am legat pe toate. Plasa de umbrire e pusă. Cam atâta pe ziua de azi, sunt fleașcă, nu știu dacă se vede. Sunt fleașcă, deși e pe plasa de umbrire, tot e cald. Știți foarte bine, până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa! The next day. Dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat, pe spate cu roa, pateu, lăbușa, nu știu unde e vulpița, în fine. Astăzi, normal, vreau să fac un vlog, să filmez mai mult de la animale, să fac curățenie urmează, adică o să fac asta mâine. Vreau să fac astăzi, doar că, după cum vedeți, e norat, e foarte bine de stat în grădină și de făcut treabă, am o grămadă de treabă. Am venit de dimineața, am tuns tot gazonul,
vedeți, am parcat mașina aici. L-am făcut frumos. Am smuls aici, știți că era burană, vedeți, o grămadă acolo. Mai e una aici, o să dau la găini. Și vreau să fac curat în față, în toată zona asta de aici, pentru că am avut și parii aia de acolo. Stai că nu știu unde sunt, acolo. Am avut și parii ăștia și vreau să fac un pic de spațiu în zona asta, ca să mă pot mișca mai ușor când mai am treabă. Vreau să scot căpșunile din buriană, vedeți, în partea unde mai des, acolo e destul de multă buriană. Și închidem paranteza, că am făcut o paranteză imensă. Astăzi nu o să fie despre animale, o să fie tot despre agricultură. Promit că urmează și video de la animale, în care o să vă arăt cum a evoluat și brahma, și am ce mani, și ce mai am, mătase, și cum le fac și curățenie. Doar că ar trebui să fiu, după părerea mea, băbălău astăzi, când este vremea atât de bună de făcut treaba aici. Eu o să fac la animale unde e umbră și pot să fac și mâine când e foarte cald, dacă o să fie mâine foarte cald, să zicem. Vă pun pe repede înainte, acum o să mă apuc să scot căpșunile toate din bureană, să culeg ce s-a mai copt ca să se fac altele, logic. Gata, am smuls buruiana. E mult mai... Hai că mă, cred că mă laudă degeaba. Bine, ați văzut pe repede înainte că am smuls în mare parte și era mai... mai mult, mai mare, mai așa. Sunt mult mai risite acum. Au dat o grămadă de, nu știu cum se numesc ăștia, halzi lăstari, nu știu cum să le zic. Poate e un termen și la căpșuni, poate e un termen diferit. Stai că să vă arăt dacă găsesc unul. Nu, ăsta, să găsesc unul mai dezvoltat, ați în două secunde. Haideți să-l dăm pe ăsta, că mai sunt și altele, da. Ăsta, de exemplu, acum caută pământ ca să fac alt stolon, dacă nu greșesc. Normal, știu că se taie ca să principalele să facă aibă producție mult mai mare. Ideea e că v-am spus că vreau să curăț aici și să mă duc până unde este motocultorul, plus încă vreo 3 rânduri în direcția aia. Deci eu o să am nevoie în toamnă de stolon noi și ca să nu mai dau bani, pentru că anul trecut am dat, în toamna anului trecut, da, am dat și cele 3 rânduri de acolo, ați văzut într-un vlog mai vechi, s-au prins din, nu știu, 50-60 de lei, 50-60 de stolon, câți ori fi fost, dacă mi s-au prins 5, așa că nu mai iau de nicăieri și mi-i multiplic eu singur pe aceștia. Acum o să mă iau un castron sau ceva mai măricel. Ce frumos se joacă. Mă să caut un castron mai mare, să mă apuc să strâng căpșunile. Stai că mi-a fost o burană undeva, dar acum nu mai văd. Da. Mă duc să strâng căpșunile, că sunt făcute destul de multe pe acolo, pe aici, peste tot. Iau la puricat, ca să, uita și aici, ca să dea drumul să facă altele. Și aici și pe ăsta să dea drumul să facă altele, pentru că dacă le țin pe acestea, tot dă în ele, se vor coace atât de bine încât se vor strica și nu mă bucur de ele și nici nu dă drumul la alte ture, să spunem așa, de producție. După aia, după ce termin de cules, cred, nu vreau să vorbesc aiurea, sper să am timp. Am observat că am tent asta să zic ce o să fac și de multe ori nu mai apuc, ori intervine ceva, așa că de multe ori nu mai spun ce fac în viitor. La multe vloguri am făcut greșeala asta. După aia aș vrea să mai curăț pe aici, în mare. Pământul e destul de ud, e mult prea ud ca să pot să-i bag o sapă, o cazma, ca să nu mai dea buruiana toată partea asta. Așa că dacă aș vrea să smulg buruiana și să lasă să mai usuce o zi, două, după aia pot să intru cu sapa, cu cazmaua. Am păpuce prinde în noroi și ca să nu mai fac noroi în tot foișorul, mă descalz aici la intrare. Unde mi-e papucul? Unde mi-e papucul? Unde mi-e papucul, vulpi? Da, și acum stau să-mi caut papucul pe aici. Da. Sper că nu l-ai îngropat. Sper că nu l-ai ascuns atât de bine. Haide, tati, recunoaște unde-i. Îți dau un os dacă îmi spui unde-i papucul. Of. În căutarea papucului am găsit în ce să pun căpșunile. Aha! Aha! Și așa mi l-a rupt, să vă arăt. L-a prins mai devreme și l-a și rupt. Of, n-a rinc. Asta e ultima problemă. Îi dăm, vă pun pe trepied și dau drumul la cules căpșuni ca să facă altele. Foarte bună vremea asta de lucrat. Ce am mai stat ieri, alaltă ieri, ați văzut un vlog. Vlogul ăsta o să-l unesc, mai mult ca sigur, cu cel în care am lucrat în solarul mic și l-am pus la punct. Ca să am mai mult material, să nu mai fac vloguri de 10 minute. Și a fost cald, credeți-mă, m-a ars soarele destul de tare. Nu mă mai ustură, dar ziua asta, acum, cum bate vântul rece, credeți-mă, pentru mine e... Da, v-am spus, nu merita asta să fac la
la animale. Haideți să vă pun pe trepied și să vedem câte căpșuni strângem din cei pe aici. Crezi că facem agricultura astăzi? Și ce puplu aia. Era prea frumos ca să fie adevărat. O să mă bag cu animale. Vlogul ăsta mai mult ca sigur o să-l opresc aici. Și voi face alt vlog din făcând treabă la animale. Să zic, atâtea căpșuni am apucat să strâng. Uitați, până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!